Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Și în acest an, Ziua Națională a României a fost marcată în Râmnicu Vâlcea printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Monumentul Independenței. La eveniment au luat parte reprezentanții ai administrației publice locale și județene, militari în rezervă și în retragere, dar și reprezentanți ai partidelor politice. În urmă cu 106 ani, la Alba Iulia, se împlinea un act uriaș de voință națională. Oameni simpli și politicieni responsabili ai acelor vremuri au hotărât nașterea României Mari, o țară care să-i cuprindă în sfârșit pe toți românii. Era un context dificil, extrem de periculos, marcat de un război cumplit ce răvășise întreaga lume, dar cu toate acestea, oamenii au găsit curajul de a-și împlini visul de secole și de a uni toate provinciile românești într-un singur hotar. Sunt convins că felul în care România s-a încăpățânat să nu dispară în confruntările geopolitice prin care a trecut din acel moment și până azi, s-a datorat faptului că această construcție a fost rezultatul voinței populare și nu al unui aranjament din afară. Și tocmai de aceea am încredere în viitorul bun și sigur către care ne îndreptăm ca țară și ca popor. Este o zi în care se cuvine să vorbim din suflet. Pentru că am spus întotdeauna că unirea este și trebuie să fie o stare de spirit. Biserica și armata sunt și au fost întotdeauna la temelia țării. Și pentru că este 1 decembrie și pentru că mă bucur tare mult că sunteți aici de față, vreau să-i salutăm și pe cei de acasă, vreau să salutăm România și să ne încălzim puțin palmele în formă de respect, aplaudând militarii și armata română prezentă aici de față. Aceleași aplauze pentru fanfara militară a județului Vâlcea, care face deosebite aceste evenimente. În al preasfinția voastră, preacucernici părinți, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, iată că suntem aici și am asistat la o frumoasă slujbă și îl rog și eu pe bunul Dumnezeu ca rugăciunile și rugăciunea rostită astăzi să ajungă la Dumnezeu prin dumneavoastră și Dumnezeu să-i ocrotească și să aibă grijă de români. Domnule prefect al județului Vâlcea, domnule primar, distinși parlamentari, doamnelor și domnilor din administrația centrală și locală, reprezentanței Guvernului României, astăzi spuneam că trebuie să vorbim din suflet, dar astăzi trebuie să ne aducem aminte mai mult ca oricând că noi românii suntem popor apostolic, popor care nu a fost creștinat cu sabia, popor care a fost creștinat de Sfântul Apostol Andrei. Ziua de astăzi trebuie să ne fie de învățătură nouă românilor care astăzi mai mult ca oricând și în zilele care vor urma să vorbim despre unitate. Și pentru că nu am fost creștinați cu sabia, românii trebuie să lase sabia în teacă și să nu scoată sabia unii la alții. Românii trebuie să fie uniți în credință, în suflet și evident în cuget. Anul acesta se împlinesc 106 ani de la Marea Unire, un ideal al multor generații de români, care a devenit realitate odată cu unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Celebrăm astfel încheierea procesului de formare a României moderne ca stat național unitar. De-a lungul timpului, poporul român a luptat cu îndârjire pentru unitatea națională a tuturor românilor. Istoria ne-a demonstrat în repetate rânduri că românii
pot înfrunta orice provocare cu determinare și curaj. Unirea românilor a început cu Mihai Viteazul, urmată de dubla recunoaștere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. A continuat cu proclamarea independenței de stat a României din anul 1877 și a devenit realitate la data de 1 decembrie 1918. Astfel, unirea tuturor românilor a fost hotărâtă pentru totdeauna de către Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Ziua Națională a României reprezintă pentru noi toți atât un moment de sărbătoare, cât și unul de comemorare. Prin urmare, nu trebuie să uităm că unirea a fost obținută cu pierderi de vieți omenești și cu mult efort. 1 decembrie ne amintește de sacrificiile și eforturile înaintașilor noștri, cei care au luptat pentru unitatea și libertatea noastră. Îmi exprim astfel recunoștința față de eroii din toate timpurile care de-a lungul secolelor au făcut sacrificiul suprem pentru ca noi să ne putem bucura de pace. Totodată, 1 decembrie este un prilej de recunoștință și față de toți cetățenii care contribuie zi de zi la dezvoltarea și bunăstarea țării noastre. Ceremonia dedicată Zilei Naționale a României s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, reprezintă un moment de mare importanță istorică pentru români. Data de 1 decembrie marchează Marea Unire de la 1918, care a avut loc la Alba Iulia, unde Marea Adunare Națională a votat în unanimitate unirea necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.